Bună ziua! Doamna Nina! Ce frumoasă sunteți! Ce vă rușunați! Bună ziua! Mă auziți bine? Ce frumusică! Ce frumusică, nepoțică! Doamna Nina, mă auziți? Doamna Nina, am pentru dumneavoastră un mesaj de felicitare. Am scris cu drag și vreau să vi-l dedic cu dedicație specială pentru dumneavoastră, o poezie. Greu ți-a fost cu mine când eram mai mic. Alergam prin toate baltoacele și dădeam din picioare zbânțuit până nu mă luai în brațe. Și ce frică ai mai avut când atunci în oraș ai crezut că m-ai pierdut. Mare sperietură ai mai tras. Dar eu, de fapt, eram la aparatele din noroc. Norocul îi încercam, poate câștigam și eu un milion. Dar atunci când m-ai gătit frumos, ca să mă duc la bazin, haine noi îmi cumpărase, ca într-un final să vin fără nicio haină acasă. Le-am făcut eu felul. Îți trebuia multă răbdare, la câte îți făcea băiețelul. Tare ne-a fost greu atunci când tata plecase peste hotare la munci ca să finisăm mica noastră casă. Munceam cu tine cot la cot. El acolo, noi aici, tu la magazin plecai, eu acasă la zidit. Munceam cu meșterii de rând, ajutam cu ce se poate. Găleți cu beton cărând, organizam pentru lucrători bucate. Singur pe un an de zile, tare greu a fost acel an, casa doar cu geamurile puse, nici să facem focul nu ne pricepeam. Eram veniți de la oraș, nu ne pricepeam noi multe. Noaptea cu frică în sân dormeam ca cineva să nu ne fure. Mult ai muncit și muncești pentru familia ta, dar trebuie la tine să te mai gândești. Ajunge cât ai lucrat. Mai ai grijă de tine, mamă. 17 ani de muncă grea, toată viața alergătură, numai nu pentru tine, dar pentru altcineva. Muncești, muncești fără odihnă, tot fugi, fugi să aduni de toate, dar viața trece fără milă și 55 deja te bat la spate. Această vară a venit și cu un cadou. O nepoțic ți-am adus. Te-a auzit bunul Dumnezeu, ai așteptat atât de mult. Mica noastră minune, o rază în viață ți-a adus. Și Domnul ți-a ascultat ruga. Cu toate cum băiat noi am crezut că va fi, dar fetița a fost sfii pe placul bunicuții noastre iubite. Dar și pentru mine bucurie că voi avea o garofiță. Deseori nu ne coincid gândurile, noi cu idei moderne, voi mai vechi. Dar ne trec repede supărările, mult timp să ținem supărarea nu putem. Vă rugăm să ne înțelegeți, tineri uneori mai vrem și noi să facem ce nouă ne place. Nu avem de gând să vă supărăm. Dar pe lângă nenumăratele năzbâtii ce ți-am făcut, cred că cea mai mare bucurie este cu onoră ți-am adus, așa cum îți place ție. La început mă întrebai unde eu atât mă duc. În oraș eu îți spuneam, nu știai ce am de gând. Țin minte cum mi-ai zis, dacă te duci să fii cu folos. Și când ai văzut-o din prima zi, ai înțeles că nu m-am dus fără de rost. Ai fost tare încântat, chiar dacă mult timp n-am stat să trăim noi într-o casă. Peste hotare am plecat. Apoi când ne-am întors, mă întrebai de unde am găsit-o. Un minut nu stă pe loc, dintr-un aluat parcă suntem făcute. Noi tare mult te rugăm să ai mare, mare grijă. Ajunge cât ai muncit, mai gândește-te la tine. Mai las totul la o parte, mai stai un pic să te odihnești. Ai muncit o viață întreagă. Acum e timpul roade să culegi. Doamna Nina, felicitarea aceasta cu drag vine, dar v-ați dat seama din partea fiului dumneavoastră, Vladimir și Nora Olga, care sunt alături de dumneavoastră, m-au ajutat să facem legătură. Și nepoțica Darie. Mi-a făcut un sărbătoare foarte mare, bucurie împreună cu lacrimi. Și m-am trezit de dăși, că am niște copii care îți de viață și dăși în ea viață și nepoțica. Le doresc lor mult sănătate și ei să fie sănătoși și alături de noi când pot și la greu și la bine. Și mulțumesc din suflet. Asta e o surpriză foarte plăcută cu lacrimi.
Da, mi-au povestit despre dumneavoastră, despre trecut. Și Nora vrea să vă mai transmit câteva cuvinte. Draga noastră bunicuță, îți dorim liniște sufletească, răbdare, să ai parte doar de persoane dragi alături. Să fii în paza Domnului oriunde ai fi. Îți mulțumesc pentru tot ajutorul și toate vorbele bune care mi le spui. Eu știu că în adâncul sufletului te bucuri de noi și ești mândră că suntem așa cum suntem. Eu îți mulțumesc pentru băiatul pe care l-am mereu lângă mine și care l-ai educat și l-ai crescut cum nu se poate mai bine. I-ai oferit tot ce ai avut mai bun și ceea ce faci în zilele de azi. Ești o mamă foarte, foarte bună și iubitoare. La mulți ani! Am, într-adevăr, o onoare harnică, parcă e suveică. Da, dar pe vă seamănă dumneavoastră, dintr-un aluat făcute. Și sunt și împreună cu adăși bătrâniță și nepoțâca și sănătoasă și ne mai ducă nepoți și nepoțele. Că noi suntem mult așteptați, avem unii să-i primim și să-i ținem și noi. Mulțumesc! De toate urările frumos și știe, Doamne. Să vă dea Domnul puteri, sănătate, să treceți cu bine. Și un cadou muzical, am vrut să vă zic, să treceți cu bine de toate, să mai lăsați lucrul la o parte, să vă mai odihniți, să vă gândiți la dumneavoastră. Un cadou muzical din partea băiatului și a fetei și a fiicii, că tot este Nora, tot este ca o fiică. Și din partea Nurorii tot am să vă cânt un cadou muzical, dar mai întâi din partea băiatului. Cea mai scumpă pe pământ, ce trăiește în al meu gând, cea mai sfântă în viața mea, ești doar tu, măicuța mea. Când mi-e sufletul rănit, măicuță dragă, eu te strig. Vreau să-mi știi durerea mea, Alina-i mama, inima. Mă-nchin în fața ta, dragă mamă, nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă. Iartă-mă de am greșit, sfântă mamă, te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. Cel mai sincer și mai blând e al mamei scump cuvânt, cea mai luminoasă stea ești doar tu, măicuța mea. Iartă-mă că sfatul tău nu l-am ascultat mereu, de uita-n povața ta să mă ierți, măicuța mea. Puneți camera, vă rog! Dragă mamă, nu știu cum să-ți mulțumesc, scumpă mamă, iartă-mă de am greșit, scumpă mamă, te iubesc la nesfârșit, dulce mamă. La mulți ani încă o dată, doamna Nina, să trăiți! Aici la mine încă un cadou muzical cu drag pentru dumneavoastră. Mă iubește soacra mea! Pentru dumneavoastră cu dedicație din partea Nurorii, mă rugați să vă cânt două piese. Dar eu au zis și făcut, cum fără asta, că trebuie și de la fecioră o piesă și de la fiică, dar cum, de la noră. Un cadou muzical un pic mai vesel să vă fac o leacă de dispoziție și după asta o să petreceți cu bine împreună cu familia. La mulți ani încă o dată și numai bine vă doresc! Să zic verdeșoa lună, am o soacră tare bună, soacră bună am nimerit, așa cum eu ne-am dorit, măi mă. Să zic verdeșoa lună, am o soacră tare bună, soacră bună am nimerit, așa cum eu ne-am dorit, mă.
Mă iubește soacra mea, hopunador, hop șașa, dar și eu țin mult la ea, hopunador, hop șașa. Să-i dea bunul Dumnezeu, hopunador, hop șașa, la tățoacră cum am eu, hopunador, hop șașa. La mulți ani, doamna Nina! Mă bucur că zâmbiți! Vă place și veselie, ia spuneți drept! Să-i fac o leacă de bună dispoziție. Cu drag, vă place și muzica. Soacra mea-i tare steață, ea de bine mă învață numai de bine, pentru că ține la mine, măi, măi. Soacra mea-i tare steață, ea de bine mă învață, ești frumoasă, mă învață numai de bine, pentru că ține la mine, măi. Mă iubește soacra mea, hopunador, hop șașa, dar și eu țin mult la ea, hopunador, hop șașa. Să-i dea bunul Dumnezeu, hopunador, hop șașa, la tăt soacră cu mare olguța, hopunador, hop șașa. La mulți ani, ia să văd pe olguța, Nora, e acolo, vreau să văd și pe dânsa, dar cum? S-o sârșnează! Bine! De viață! De pătrâni de sănătate și speranță de viață și mai scurt curaj de a trăi. Foarte bine! Eu mă bucur pentru dumneavoastră! Așa, ne vremurile, trebuie să avem o casă plină cu aspi, dar ne temim cu pandemia și cu virusul ăsta, să ne grămădim tare mult să ne temim. Că acum... Da, iar s-a început nebunia asta, nevoia asta pe capul nostru. Eu vă salut și vă cuprind cu drag și vă doresc o zi frumoasă, doamna Nina. Uitați-vă ce soare frumos afară, așa ca dumneavoastră luminoasă. Salut, puișor! Daria, dar cui e tu așa frumos, Isamin? Daria, frumoasă! El a dus acum să uită să ia frumușuca. Uite, dar vă seamănă, doar parcă îmi spune, ia că te o îngeraș frumos. Să vă trăiască, doamna Nina. Așa și fiul, bună, îmi pare bine, sunteți toată familia. Știți, nu trebuie mulți oaspeți și principalul cei mai dragi și scumpi. Așa e cei mai plăcut. Aveți o familie frumoasă, sunteți o familie frumoasă, vă doresc tot binele și toată lumina să se bată în casa dumneavoastră astăzi. Și nu numai astăzi. E frumos. Și mulțumim și noi, ești la Ficior, de urările, de surpriza care ne-a făcut-o. Da, ei s-au străduit. Mai cu zâmbet, să-i dăie Dumnezeu puteri. Pot să merg mai departe, încă măcar ca pe tăia. Mulțumesc. Bine, doamna Nina, vă doresc o zi frumoasă, tot va fi bine și o zi bună, o sărbătoare frumoasă, așa cu cine sunteți alături, e suficient, cu ai voștri dragi. Da. Da, lăsați, că îți faceți voi dezinfecție. Bine, o zi bună vă doresc, sunteți foarte, o familie foarte bravă. La revedere, o zi frumoasă. Uite așa, dragii mei, s-au străduit și fiul și nora să o bucure pe mama. S-au dus chiar dimineața asta la ea acasă. Foarte plăcut, frumos. Ați văzut și voi o familie luminoasă, educată, cu bunul simț. Deci și o nepoțică dulce ca miere. La mulți ani să vă trăiască și nepoțica și dumneavoastră, doamna Nina. Felicitări și numai bine vă doresc.